Analizele de laborator au arătat contaminarea cu produse petroliere a solului de pe teritoriul Termoelectrica, acolo unde a fost îngropată o cantitate de păcură. Despre aceasta se spune într-un comunicat al Agenției de Mediu, care a fost expediat presei. Am solicitat un comentariu de la Termoelectrica, dar purtătorul de cuvânt al instituției n-a promis un răspuns după ce va fi notificată oficial. Nivelul de contaminare a solului de pe teritoriul Termoelectrica, acolo unde a fost îngropată păcura, este depășit, a arătat laboratorul Agenției de Mediu. În comunicatul pe care ni l-a trimis instituția, se spune că probele prelevate în 25 iulie curent de pe teritoriul CET1 denotă prezența unei contaminări a solului cu produse petroliere ce depășesc concentrația admisibilă de aproximativ 66 de ori. Am solicitat un comentariu de la Termoelectrica, dar purtătorul de cuvânt al instituției ne-a promis un răspuns după ce va avea rezultatele oficiale ale testării. Societatea pe acțiuni Termoelectrica comunică că așteaptă rezultatele oficiale ale testării și prescripția Inspectoratului pentru Protecția Mediului pentru a întreprinde toate măsurile de remediere a situației. Pentru informații suplimentare și o reacție la aceste date, l-am telefonat pe Ion Bulmaga, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, dar și pe adjuncții săi, însă nimeni nu ne-a răspuns la apeluri. Bulmaga nu a răspuns nici la SMS-ul expediat. Tot el spunea la ședința Comisiei Parlamentare de Mediu că perioada în care a fost deversată păcura poate fi aflată doar de procuratură în cadrul anchetei pe care o desfășoară. Noi am telefonat instituția ca să aflăm detalii despre cercetare, dar apelurile și mesajele noastre au rămas fără răspuns. Ancheta este în desfășurare și la Termoelectrica. Amintim că politicianul Renato Usatăi susține cu referire la păcura deversată că ar fi de o calitate extrem de proastă și ar fi fost îngropată anul trecut pentru că nu s-ar fi reușit arderea întregului volum în perioada rece, iar stocurile ar fi peste normă și acum. Potrivit lui, licitația de achiziționare din 2022 ar fi fost trucată la indicațiile vicepremierului de atunci, Andrei Spânu, și în rezultat câștigată de o companie proaspăt înființată care a și procurat produsul, din cauza căruia au fost distruse utilaje de la Termoelectrica. Potrivit lui Usatăi, groapa în care a fost îngropat combustibilul se află lângă blocuri și case de locuit, dar și lângă terenuri agricole și chiar un cimitir. La solicitarea noastră de a oferi un comentariu la subiect, Andrei Spânu ne-a trimis un link în care este comunicatul Termoelectrica și în care se spune că înregistrarea prezintă un incident din 2015. Alexandru Slusar, membru în Consiliul de Administrare al companiei de stat Energocom, spune însă că imaginile sunt de anul trecut. Ulterior, premierul a cerut demisia conducerii Termoelectrica.